pregătim taierea la maturitate și discutăm cu oamenii care vor veni să lucreze pentru a debita acești copaci. În maxim 5 zile se va face tăierea la maturitate a acestor arbori. Reprezentantul nostru vorbește cu cei care vor veni să facă tăierea la maturitate. Totul cu o transparență totală maximă. Iată o pădure de Paulownia Cotevisa 2, care a fost creată artificial, a ajuns la maturitate. După cum observați, executăm tăierea la maturitate. Vom debita absolut toți copacii la măsurile de care avem nevoie. Oameni foarte serioși aici taie un copac între 15 și 23 de secunde, să zicem 25 de secunde de la bază. Deplasarea la altul mai durează 5 secunde și faceți calcule dumneavoastră, pentru că eu m-am crucit când am văzut că au tăiat în două locații un hectar, că nu era un hectar într-un singur loc, și n-am cuvinte să vă spun că au terminat în 4 ore. 2-3 oameni au fost, dar 2 au tăiat. Mie nu vine să cred că între 15 și 25 de secunde tăiem un copac, plus că în acel timp trebuie să fie atent unde va cădea. Vă pot arăta în partea din stânga, mai sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 copaci care încă nu au fost debitați, deoarece există o problemă și vă spun care este, să nu cumva să afectăm plantațiile de vis-a-vis. Da? Și atunci s-au dus după corzi. O să lege acești copaci în așa fel încât să-i tragă în partea unde dorim, adică spre plantație. 2 copaci au fost secționați și au căzut, unul pe acest zid și nu s-a rupt, și celălalt care a căzut în partea cealaltă, îl vor debita și nu există risc. Dar cel din fața noastră, în momentul acesta, care e în fața noastră, e un risc pentru că are crengile pe partea dinspre acea construcție mică din cărămidă, care e tencuită, acolo în plantația de măslin, și s-au dus după corzi pentru că trebuie legat copacul ca să nu cadă în partea aceea, că va cădea în partea dinspre plantația de măslin, deoarece greutatea împinge încolo. Și atunci, drujbiștii aceștia sunt experimentați și își fac treaba ca la carte. Deci sunt mândru că am găsit oameni buni și o echipă bună în Spania care lucrează cu puțin bani, dar sunt foarte serioși. Trebuie să luăm și noi și sfaturi și atitudine față de cei care își fac treaba cum trebuie. Și noi românii ar trebui să încercăm ca fiecare dintre noi să facem puțin mai bine lucrurile și să procedăm cum trebuie. Să fim mai uniți, să nu ne uităm unul la altul, că pierdem timpul și timpul nu se mai recuperează.